Ci bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă prezint patru orhidee ușor de îngrijit. Pe locul întâi avem orhideea Cattleya. Din păcate, nu am niciuna a florită momentan. Toate orhideele Cattleya sunt în creștere vegetativă, cu mai multe creșteri noi, după cum vedeți și aici. Aici, aici, mai avem încă două pe aici, pe, pe undeva. Îmi sper o orhidee ușor de îngrijit. Substratul se usuce între udări. Trebuie să avem un substrat mai, mai mare față de orhidea Phalaenopsis, puțin mai mare față de orhidea falenopsis. Are nevoie de ceva ventilație la nivelul rădăcinilor, deci un substrat mai aerat. Acesta trebuie să o suce între udări, cum am spus deja. Are nevoie de foarte multă lumină cu soare direct, chiar. Lumina este foarte importantă, dacă nu va avea lumină suficientă, nu o să înflorească. Este posibil să nu mai înflorească și într-un alt caz, de exemplu dacă orhideea este stresată, de exemplu, a schimbat substratul, Lucru ca, e cel mai stresant lucru la o orhidee. Am pățit așa la o orhidee, Catlea, anul trecut sau acum 2 ani. i substratul, creșterea nu a fost mai mică din cauza stresului, dar în sezonul următoare a făcut o creștere mai mare, mai viguroasă și bineînțeles că a și înflorit. În perioada de creștere se udă, se fertilizează. Nu o să vă dea bătăi de capră mari dacă respectați câteva lucruri simple. Pe locul 2 avem orhideea de între bifale nopsis, la fel orhidee foarte ușor de îngrijit, înflorește când sudubrul cel nou ajunge la maturitate. După cum vedeți, avem deja o florală și aici, și aici care deja a înflorit. Este o orhidee foarte frumoasă și iar unele dintre ele sunt și, sunt și parfumate. De exemplu, de într un banana ciocolată. Cum se îngrijește o orhidee pe scurt? Ei bine, se udă puțin mai des în o perioadă de creștere, se fertilizează, un substrat un pic mai mărunt, se poate să se conțină ceva fibre de cocos pentru mai multă umiditate. În general, orhideele cu rădăcine subțiri au nevoie de ceva mai multă umiditate în chiveci, în rest, orhite e foarte ușor de îngrijit. Lumina este importantă. Dacă nu va avea lumină suficientă, nu va înflori. La fel, dacă a fost stresată, este posibil să nu înflorească, chiar dacă a avut parte de lumină suficientă. Dar în sezonul viitor, când creșterea noi vor fi mult mai figuroase, vă puteți bucura și de flori. Vă recomand, mi se pare foarte ușor de îngrijit. Pe locul 3 avem un și intergenerice și acest orhidee mi se par ușor de îngrășit. Mulți spun că aceste orhidee au nevoie de diferență de temperatură în florii, însă mie mi-a flut întotdeauna când creștele noi s-au maturizat, fără doar și poate. Bineînțeles, foarte important ca orhideea să fie cât mai figuroasă pentru a avea energie să facă mai multe flori, să fie cât mai bogată. Așadar, folosesc pentru ele floria, acest substrat nu trebuie să o suce niciodată complet, să o suce pe jumătate să zicem, dar niciodată, niciodată nu se o suce complet. Altfel orhideea îți va ta și rădăcinile s-ar putea să vede suferit. La fel, foarte multă lumină, dar fără soare direct. Dacă vedeți că frunzele se ard, înseamnă că a avut parte de prea multă lumină și trebuie să, să faceți ceva, fie să puneți ceva în geam, fie să le mutați într-un loc mai ferit, dar uh, tot într-un uh, loc foarte luminos. După cum vedeți, multe orhidee să, să pregătesc să înflorească din nou. Am aici un sinindu un Sherry Baby, altele deja încep să o filească. Sunt orhidee foarte frumoase, majoritatea sunt și, sunt și parfumate și merită să le aveți. Dacă îl oferiți lumină suficientă și le udați când substratul este aproape uscat, în perioada le fertilizat, eu zic că nu o să aveți absolut nicio problemă cu el pe locul 4 avem uh, orhideea Phalaenopsis, la fel și această orhidee are nevoie de foarte multă lumină. Lumina este la fel importantă pentru înflorire. Uh, substratul cel mai ușor ne dăm seama când trebuie să o dăm este când uh, substratul este uscat, iar rădăcinile sunt se si defii. De aceea este foarte important. Uh, ghiveciul transparent, pentru că nu doar că uh, rădăcinile fac o sinteză și au nevoie de lumină, dar ne este mult mai ușor să ne dăm seama cam când ar trebui udat. Nu uităm la rădăcini. Rădăcinile sunt sidefi, de atunci ok, o udăm, nu sunt si de mai amânăm momentul până când vine perioada cea mai bună. Deci, pe lângă faptul că are nevoie de foarte multă lumină, bineînțeles, fără soare direct, mai are nevoie și de de temperatură pentru a înflori. Uh, cel mai bine facem acest lucru septembrie-octombrie, când temperaturile pe timpul nopții sunt ceva mai scăzute. Uh, eu v-am prezentat și într-un alt uh, clip cum procedez cu orchidele mele. Uh, noaptea le țin între 16 și sau 17 grade, cam pe acolo, iar ziua 20, 22, depinde, cam, cam așa, iar această diferență de temperatură le va impulsiona să înflorească. Desigur, multe orhidee au înflorit și fără această diferență de temperatură, însă dacă vedeți că orhidele sunt figuroase, sunt sănătoase, dar nu înflorește și au parte și de lumină, încercați acest lucru și s-ar putea să, să vă bucure cu multe flori. Și aceasta a fost orhidelea care mie mi se par ce mai ușor de îngrișit. Vă mulțumesc că m ați urmărit, de curând!